Multe pase legate de echipa lui Oprița. Au atacat careul, Caiondu și Trică. N-ajunge însă centrarea lui Drăghici la ei. Poate acum Trică! 3-0 pentru Steaua, minutul 73. Două meciuri la rând în Ghencea cu gol pentru Trică. Și două meciuri cu 3-0 pentru Steaua. 3-0 cu Minaur Baia Mare, golul 3 marcat de Trică. 3-0 și acum cu Unirea Deji în play-off. De asemenea, cea de-a treia reușită pentru Atanas Trică. A fost titularizat în meciul cu Ripensia. Dar marchează din nou din postura de rezervă. Detentă bună, sare peste Burdeț. Un atacant masiv. Jucător împrumutat de la Universitatea Craiova, Atanas Trică. De urmărit dacă Universitatea îl va împrumuta și sezonul următor la Steaua.